Piețele financiare sunt ca o oglindă a omenirii, dezvăluind în fiecare ceas al fiecărei zile modul în care ne evaluăm pe noi înșine și resursele din jurul nostru. Știi destule lucruri despre bani, cum pe 17 februarie sunt 156 de ani de când Alexandru Ioan Cuza a înființat Banca României, îți propun să încerci o privire mai generală asupra fenomenului. În ascensiunea banilor, o istorie financiară a lumii, Niall Ferguson investigează istoria complicată a finanțelor, a creditului și a băncilor. Nu îi scapă din vedere nici impactul pe care evenimente din trecut îl au în secolul 21. Nu e vina oglinzii că ne dezvăluie și defectele, la fel de bine ca și frumusețea noastră.